Bună ziua! Suntem la Hotel Vital. Care sunt aturile acestui hotel? Aturile acestui hotel în principal este poziționarea, fiind poziționat central în stațiunea Băile Felix, la foarte mică distanță de noi, centrul stațiunii, pădurea cu pista de alergare, de aceea avem în cantonamentul nostru, găzduim sportivi pentru antrenamente. Avem în dotarea hotelului și o piscină interioară, saună, salină pentru recuperare. Acum găzduiți cantonamentul de atletism. Ce alte cantonamente ați mai organizat? Am mai avut rezervări alte echipe de fotbal, de basket, care s-au antrenat la noi, s-au stat în cantonament la noi pentru antrenament și refacere. Pe timpul verii mai avem o piscină exterioară care doar în sezonul de vară este deschisă. Ce capacitate are acest hotel? Hotelul nostru are o capacitate de aproximativ 70-80 de persoane. Avem trei tipuri de camere, camere duble, triple și apartamente. Ce alte evenimente găzduiți? Noi mai putem găzdui și tot felul de evenimente, de exemplu team building-uri, petreceri de botez, nuntă, cununie sau majorate, în funcție de necesitățile clienților noștri, la o capacitate de maxim 70-80 de persoane. Cum vă pot contacta cei interesați? Cei interesați pentru o rezervare la hotelul nostru ne pot contacta telefonic la recepția hotelului, pe site-ul nostru www.hotelvitalfelix.ro. Suntem online pe Facebook, Instagram sau cu colaboratorii noștri Booking, Travel Minute. Salut, Diana! Felicitări pentru calificarea la europene! Cum te simți astăzi aici? Mulțumesc frumos! Mă simt foarte bine. Am ajuns aici acum 3 zile. Este prima dată când vin la acest hotel și de când am ajuns mă simt foarte bine primită, atmosfera fiind una foarte ospitalieră. De ce ai ales Vital? Mulți consideră că cheia succesului se bazează doar pe antrenamentele pe care noi le desfășurăm. Însă, de fapt, noi avem nevoie și de alte condiții pe care Hotel Vital mi le pune la dispoziție. Unele dintre cele mai importante condiții sunt piscina, sauna și camera salină pe care le am aici la Vital. Ne poți spune programul tău într-o zi de cantonament? Mă trezesc dimineața la ora 7, cobor la micul dejun, iau micul dejun la ora 8, mai stau puțin în pat, mă pregătesc de antrenament, ies la primul antrenament la ora 10, mă întorc înapoi pentru prânz, mă odihnesc până la al doilea antrenament, care este la ora 4, iar apoi beneficiez de condițiile de recuperare pe care hotelul mi le pune la dispoziție, precum piscina și sauna. Mai apoi iau cina și mă odihnesc până la 10, care este ora de somn. Îți place ciocolata? Îmi place foarte tare ciocolata, însă nu-mi permis să fac abuz, mai ales în timpul sezonului competițional. La capitolul nutriție, cum evaluezi opțiunile Hotelului Vital? Fiind sportivă, încerc să mă lăs sănătos și de când sunt aici la Hotel Vital, am avut mereu foarte multe opțiuni din care să aleg la masă și toate acestea fiind delicioase. Am observat că o parte din personalul bucătăriei proviene din străinătate și consider că acest lucru își pune amprenta într-un mod foarte bun asupra gustului pe care mâncarea l-are. Un lucru foarte interesant despre tine, Diana, la doar 17 ani ai reușit să te califici la Under 20, unde vei reuși să concurezi cu atleți de vârste mai mari decât tine, 18-19 ani. Cum te face asta să te simți? Nu mă așteptam la această calificare. Este un rezultat venit pe neașteptate și bineînțeles că sunt foarte fericită și mândră de munca mea.